Pe scurt, zombi în viața reală. Dacă nu vrei să fii mâncat de zombi, chiar acum rupi butonul de like. A, nu, băgă-mi-și piciorul în jocul ăsta. Ha, te-am ucis. Stai, ce-i aia pe TV? Atenție, atenție, sunteți rugați să stați acasă, nu ieșiți din casă fără motiv. Planeta noastră este în fața unui virus necunoscut. Doamne, ce oamenii virus? Au nebunit. În unele cazuri, organismele parazite pot cauza zombificare prin uciderea gazelor și de animale. Ce zombi? Care zombi? Zombi nu există. Doamne, ce prostii mai vorbesc la TV? Organizațiilor de aplicare. Doamne, cred că este doar o farsă. Unde e telecomanda? Sunteți rugați, stați acasă. Așa e mai bine, ha, zombie, ce prostii, mai bine continui să mă joc în CSGO. Ce? Ce e cu telefonul meu? Iarăși aceeași chestii ca și pe televizor. Doamne, ce e cu asta? Stai, cred că trebuie să verific. Dacă e adevărat, trebuie să fie ceva informații pe YouTube. Zombie. Apocalipsa 2021. Dăm la căutare. Oh my god, este adevărat, a venit ce zombie apocalipsa. Doamne, este atacat de zombi! Doamne, ce se întâmplă cu lumea noastră? Stai, hai să mă uit ce se întâmplă afară! Ha, nimic nu e! Totul este liniștit, cred că este doar o farsă. Stai! Ce s-a auzit? Poate zombie? Să ce? Ușa este deschisă? Sper că nimeni nu a intrat. Este cineva? Au! Nimeni nu e. Stai, ce s-a auzit? Doamne, mi este un pic frică. Stai, ce? Ușa este închisă? Imposibil, sunt încrezut că am lăsat ușa deschisă. Doamne, la mine în cameră cu adevărat e zombie. Salutare prieteni, cu voi iarăși Motan Show și bine ați venit la un videoclip super tare interesant despre zombie. Oh my god, îi face o poză, stai, ce se întâmplă? Oh my gosh, oh my gosh, ce? Trenul? Oh my god, stai, ce se întâmplă? Oh, zombie? Fugi! Oh my god, trenul e plin de zombie! Fugiți! Oh my gosh! Aaaa! Doamne, deja uitați-vă, deja practic toți sunt infectați. Dar stai, unde e prietena lui pe care a... Oh! Doamne, stai, ce? De ce prietena, uitați-vă, pur și simplu se luptă cu toți zombie. Oh my god! Îl apără și pe boyfriend. Oh my god, stai. Ce, nu a fost mușcată? Fugiți, fugiți! Oh! A blocat ușa. A blocat ușa, prieteni. Oh my god. Asta e... Stai. Aici doar cei care au supraviețuit. Uitați-vă, alții încearcă să... Gata, trebuie să plece. Oh my gosh. Unde pleacă? Unde vor să plece? Păi, de ce ați coborât din tren? Mai bine, într-adevăr, mai bine rămâneau în tren deoarece... Poate stai, uitați-vă, militari acolo e. A plecat la militar, doar că... Oh my god, militarii sunt zombie.
Ok, fugiți! Oh my god, nebunilor! Oh my gosh! Doamne, n-au cred că nicio ieșire, nici de cum nu va scăpa de acești zombie. Oh shit! Oh my god, au umplut tot coridoarele cu sânge, adică cu ketchup. Ok, ce se întâmplă? Uitați-vă și această ieșire este cu zombie. Oh my god, fetița aceasta, uitați-vă, s-a blocat deoarece a văzut toate... Oh, stai. Iarăși a intrat în tren. Ok. Ce se întâmplă? Oh my god. Cine-i bărbatul ăsta cu bâta? Stai, pur și simplu pe nimeni nu vede, nici nu poate să muște pe nimeni. Ok, au intrat rapid în tren. Ok, totul este bine, dar stai. Cine este bărbatul ăsta cu bâta? Chel pe cap. Ok. Oamenii cei care sunt chel sunt foarte, foarte brutali. Ok, uitați-vă cu barbă. Oh my god, nu țipa! De ce l-a stricat la om? Ok. Oh my god, stai. Uitați-vă. Adică a luat haina, geaca sau chestia aceasta care... A băgat mâna în ea și acum să nu poată mușca. Este ok. Este și deștept. Stai, ce vrea să facă? Ce-i chestia aceasta? Ce fructe e? Scrieți în comentarii. Oi, gata, a luat toate ceasurile. Stai, ăsta e un hoț. Oh my god. Un pungaș. Oh my god, uitați-vă, deja mâna e... Toată e în haine, uitați-vă. Oh! Oh my gosh! Stai bă, uitați-vă, deja se luptă și eroul nostru tot se luptă. Oh, dar stai, a fost mușcat? Oh my god! Oh, s-a distrus și fructul ăsta. Ok, îl hrănește cu fruct. Oh my gosh! Stai, ce? Mirosul ăsta, uitați-vă, au lișinat de la mirosul acestui fruct. Ah, oh my god, a scăpat ca prin minuni. S-a îmbrăcat toate ceasurile. Ah, să-i taică-s-o. Și uite, fetița, fata aia, adică prietena la lui a salvat fetița aceasta și uitați-vă, ăsta e taică-s-o. Ce se întâmplă? Stai, fetița. Oh my god! Zombie, iarăși au venit zombie. Oh my god, uita... Oh shit! Fugiți! Oh! L-a mușcat-o pe bărbat de mână. Uitați-vă ce lanț de aur are pe gât. Interesant, tot l-a jefuit. Ok. Fugi! Fugi deoarece se transformă și el în zombie. Fugiți, da, haide, rapid, fugim. Care tată, fugi, fetiță, mai rapid, gata. A fost mâncat de zombie. Plecați mai rapid. Oh my god, sunt urmăriți, uitați-vă de o turmă de zombie. Oh my god. Cred că este foarte nașpa când tu pur și simplu fugi. Ai plecat cu prietena ta la o întâlnire, la o plimbare în parc și așa ceva. Mai bine niciodată nu vă urcați în trenuri, prieteni. Dacă nu vreți și voi să... Știți filmul ăla, Train in Busan sau cum se mai numește, despre zombie. Oh my god. Oh my god, sunt înconjurați de zombie, prieteni. Ce vrea? Stai. Ce vrea să facă? Ce vor să facă? Ei! Au plecat după fata. Doamne, cât curaj are fata aia. A luat după ea a luat toți zombii. Ok. Trebuie, măcar tu, eroul nostru, salvează această fată. Ce vrea să facă cu... A scos toate ceasurile de pe mâini. Stai, vrea să le îmbrace pe mâna fetei.
I-am îmbrăcat toate ceasurile, acum o să știe exact cât e ora. Ok. Ok. I-a spus, uite cât e ora și eu am plecat. O să vin la ora 12 de noapte dimineața, la 3 dimineața o să vin și o să te ajut. Stai, uitați-vă militarul ăsta. Oh my gosh. Fugi, stai, ce vrea să facă? Ce vrea să? Vrea să ia armă și să tragă cu ea. Haide, bă, s-a blocat, uitați-vă, s-a blocat chestia aia. Gata. A scos arma de la gât, de la lanțul care eu ținea arma. Trage. Oh. My gosh. L-a omorât-l pe zombie, l-a ucis cu arma, doamne. Gata, eu am plecat, doar tu stai aici și așteaptă ajutor. Deci el a plecat, cred că să o salveze pe fata aia, pe prietena lui. Ok, a căzut, doamne. Mai rapid pleacă, stai, uitați-vă. Oh my god, i-a ajuns. Oh my god. Gata, a fost mușcată. Stai, prietena. Oh my gosh, a fost mușcată, prieten. Și eu cred că ea va deveni zombie. Stai. Oh my god. Oh my god. Ea se transformă, prieten, în zombie. Oh my god. Mai bine acum să o omoare. Oh my god, ce vrea să facă? Să-i doar trebuie să-i taie îndată piciorul. Doamne, ce te râzi? Ești pe mâna morții. Prieteni, și nu uitați să rupeți butonul de like. Vă rog frumos. Partea 20.000 de like-uri. Pa, pa la toți.